interzis parcatul trotuar și interzis staționatul, opritul după astfel de semn de circulație. Dar nu și pentru cei cu girofar. O fi polițiști, jandarmi. N-avem de unde să știm. Sunt sub acoperire. Numerele nu-s de MAI. O fi de la bancă. Primarul Piedone spală trotuarele cu spume. Trotuarele sparte. Și ăștia cu Dacia, cu girofar, staționează unde vor, în intersecție, pe trotuar, după semnul care interzice. Deci trei încălcări dintr-o singură mișcare. Pentru că are girofar. Dar girofarul nu-i porni, deci nu e în misiune. Și azi e sâmbătă dimineața. E clar un abuz, o ilegalitate. Dar dacă o să sesizez poliția rutieră, o să zic că nu s-a confirmat. Că nu e adevărat. Cum le-am mai sesizat mașini de poliție în parc, în Cismigiu. Țara privilegiaților. Observ că nici TP-ul nu pare să-l aibă balada.